De ce credeți că dacă Bitcoin s-a dorit a fi o alternativă financiară descentralizată, Satoshi și-a păstrat în portofel un milion sau, mă rog, acolo, un milion de Bitcoin? De ce? De ce? De ce nu? Eu, sincer, cred că a murit înainte să mai fac alte mișcări. Nu cred că anticipa cursul ăsta al lucrurilor. Probabil că anticipa foarte multe, dar probabil nu neapărat acesta. Și în orice fel de model economic, pare că e smart să existe o aliniere cu skin in the game. Felul în care a construit lucrurile, felul în care ele au mers mai departe și felul în care a ales să devină complet anonim, să abandoneze, quote unquote, proiectul, cel puțin public vorbind, pare că, cred, da. Că, sincer, cred că e și un personal trap. Adică, dacă cumva mai trăiește, cred că își bate niște cuie în tălpi acum că a păstrat wallet-ul ăla. În sensul că, probabil, i-ar fi plăcut să existe în 1000 de wallet-uri câte 0,1 bitcoin decât, sau, mă rog, 100 de bitcoin sau cât este matematic vorbind, pentru că wallet-ul ăla e, de fapt, de acolo se strânește furtuna. Dacă a dispărut, s-a mișcat ceva. Dar dacă ar vrea să facă chestia asta, pe de altă parte ar putea face. Adică nu pare că există aproape niciun downside, pentru că orice argument ai avea împotrivă l-ai putea rectifica. Următorul moment, dacă ai vrea ca tot să fie redistribuit, ai putea să faci chestia asta. Păi bun, dar dacă mâine el trimite un bitcoin la altă adresă, ce crezi că se întâmplă? Depinde care este mesajul înainte. Păi nu e niciunul, trimite un bitcoin. Vă pup, okay. E mesajul. Da. Adică mi se pare că se creează un punct de vulnerabilitate care, cum să zic, totul este atât de antifragile și atât de greu de penetrat, încât ăla mi se pare cel mai vulnerabil punct. Să se miște ceva de acolo. Da, assumption-ul în contextul căruia se aplică argumentul este doar dacă persoana care ar fi Satoshi ar fi super stupid. Deci dacă ar fi super stupid, atunci într-adevăr ar fi un punct de fragilitate. Presupune pentru o secundă că Musk este Satoshi. Ce ar putea să însemne wallet-ul ăla în mâinile lui Musk? Mie mi-ar fi frică de marș așa pe mine. Sincer. Ok. Ok. Pare că înseamnă că ți-e frică de foarte multe lucruri în viața asta. Nu, mi-e frică de Musk. Ok.